Proiectul de lege care prevede ca persoanele cu handicap să poată beneficia anual de 6 tichete valorice pentru terapie bazată pe sport a fost adoptat de către Senat. Tichetele vor fi acordate la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist pe baza programului individual de recuperare fizică sau psihică pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap. Documentul merge la Camera Deputaților pentru vot decizional. 50% din valoarea voucherelor va fi suportat din bani europeni, iar 50% din fonduri naționale. Se mai prevede în proiectul de hotărâre.